Ar fi furat un portmoneu, iar acum riscă să facă pușcărie. Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiști, bănuit de furt. Potrivit oamenilor legii, totul a avut loc pe 18 mai la intersecția dintre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Bulgară din capitală, în timp ce bănuitul împreună cu victima se deplasau cu un troleibuz de linie. Femeia în vârstă de 30 de ani, care a rămas fără portmoneu, le-a povestit oamenilor legii cum s-a întâmplat totul. Mă deplasam cu troleibusul numărul 22 din sectorul Botanica spre centru și o persoană mi-a stat portmoneul din genul. La scurt timp, polițiștii l-au identificat pe bănuit. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea să-și petreacă următorii 2 ani după gratii.